Vremea frumoasă de afară i-a făcut pe mulți oameni să vină la munte în acest weekend. Nici de această dată nu au lipsit din peisaj coloanele de mașini de pe drumul Național 1. În Bușten, traficul s-a desfășurat cu dificultate, iar nervii șoferilor au fost întinși la maxim. La Sinaia până aici am făcut un sfert de oră aproape. Da, la ajungat nu mai ajung, întorc la Bușteni aici, că n-am cum să ajung acolo. Greu, foarte greu, foarte greu, da. În cauza la podul ăsta, semafoare, în Bușteni o să la trecerea de pietoni aici, e jale, ce să mai... Foarte greu. Deși la întoarcerea de la Brașov spre București, șoferii au fost sfătuiți să ocolească Valea Prahovei și să folosească rutele alternative, s-a circulat cu greutate în Bușteni și în zona Posada, unde se lucrează la poduri.